Bine v-am regăsit la probleme rezolvate greșit. Așa cum am spus când am început această serie, aici vă prezint probleme cu capcane, probleme care sunt de multe ori rezolvate greșit. Azi o problemă de mecanică, o problemă simplă, dar care ne poate păcăli dacă nu suntem atenți. Să vedem enunțul problemei. Avem deci acest sistem de trei corpuri. Și acum voi încerca să vă păcălesc. Dar atenție, tot ceea ce voi spune în timpul rezolvării problemei este adevărat. Nu voi încerca să vă păcălesc mințindu-vă. De fapt, această problemă este interesantă tocmai pentru faptul că ne arată că putem rezolva greșit chiar dacă folosim relații corecte. Întâi trebuie să verificăm dacă corpurile se vor mișca atunci când eliberăm corpul de masă M3. Pentru că în sistemul nostru există două forțe de frecare pe care le vedeți în acest desen. Forța de frecare 1 dintre scândură și suprafața orizontală pe care poate aluneca scândura și forța de frecare 2 dintre corpul cu masă M2 și scândură. Forța de frecare la alunecare, știm că are valoarea dată de expresia mu, coeficientul de frecare, înmulțit cu apăsarea. În cazul nostru, apăsările se pot calcula foarte ușor cu ajutorul greutăților corpurilor noastre. Dacă greutatea corpului M3, adică G3, este mai mică și decât forța de frecare 1 și decât forța de frecare 2, atunci nu vom avea mișcare. Atunci nu avem ce să calculăm. Pentru că dacă e așa, atunci când eliberăm corpul 3, nu se va întâmpla nimic. El rămâne atârnat la capătul firului, pentru că greutatea lui nu poate învinge forțele de frecare. Să vedem dacă e așa sau nu. Greutatea G3 este M3 înmulțit cu G mic. Pentru că problema nu spune nimic despre accelerația gravitațională, să considerăm că valoarea ei este 10 metri pe secundă la pătrat. Și atunci G3 va fi 3 kg înmulțit cu 10 metri pe secundă la pătrat, 30 de newton. Forța de frecare 1 este forța de frecare dintre scândură și suprafața pe care stă. Deocamdată stă. Ea se poate calcula cu această relație. Deci forța de frecare 1 va fi μ1, atât zice problema că este coeficientul de frecare dintre scândură și suprafața pe care stă, iar apăsarea este suma celor două greutăți. G1 plus G2. Pentru că scândura apasă pe suprafața orizontală nu doar cu greutatea ei, ci și cu greutatea corpului de masă M2, care este pus pe scândură. Și atunci forța de frecare 1 va fi 0,1 pe lângă cele două corpuri au fiecare 6 kg, adică au greutatea 60 de newton. 60 de newton plus 60 de newton înseamnă că forța de frecare 1 este 12 newton. Iar forța de frecare 2 este μ2 înmulțit cu G2, cu greutatea corpului de masă M2, adică este 0,35 înmulțit cu 6
kilograme înmulțit cu 10 metri pe secundă la pătrat, 3,5 ori 6, 18 plus 3, 21 de newton. Deci forța de frecare 2 este 21 de newton. Și acum observăm că greutatea G3, 30 de newton, este mai mare și decât forța de frecare 1 și decât forța de frecare 2. Așa că nu sunt îndeplinite aceste condiții care ar face să nu avem mișcare. Deci, ceva se va întâmpla atunci când eliberăm corpul cu masa M3, acesta va începe să coboare. Cu siguranță va face acest lucru, pentru că, repet, greutatea lui este mai mare decât ambele forțe de frecare. Deci forțele de frecare nu pot să oprească coborârea corpului nostru. Deci greutatea corpului atârnat, corpul 3, fiind mai mare decât fiecare dintre cele două forțe de frecare, va face ca atunci când eliminăm suportul corpului 3, acesta să coboare. Va coborâ cu siguranță, pentru că forțele de frecare nu pot să învingă greutatea lui, așa că, pentru a rezolva problema noastră, am desenat forțele care ne interesează pe noi, adică greutatea corpului 3, tensiunea din fir și cele două forțe de frecare. Și acum trebuie doar să mai scriem principiul fundamental, ecuația principiului fundamental pentru fiecare dintre cele trei corpuri. Pentru corpul al treilea, cu masa M3, avem G3 minus T egal cu M3 înmulțit cu, aș scrie în general A3, dar din desen se observă că accelerația cu care coboară corpul 3 este egală cu accelerația cu care se mișcă corpul 2 pe orizontală, pentru că cele două corpuri sunt legate printr-un fir inextensibil. Și atunci, ca să nu multiplic fără rost necunoscutele, voi spune înmulțit cu A2. Pentru corpul de masă M2, am T minus forța de frecare 2 egal cu M2 înmulțit cu A2. Și acum pentru scândură. Forța de frecare dintre corpul 2 și scândură frânează corpul de masă M2, este forță rezistentă pentru corpul de masă M2, dar este o forță care accelerează scândura, pentru că și forțele de frecare sunt acțiune și reacțiune. Și așa cum vedeți acum pe desen, cu linie punctată, este forța de frecare care accelerează scândura și care este în modul egală cu forța de frecare 2. Pentru că, repet, cele două forțe sunt acțiune și reacțiune. Și atunci, pentru scândură, avem forța de frecare 2, forța care încearcă să o accelereze, forța motoare, minus forța de frecare 1, forța dintre ea și suprafața pe care se poate mișca, este egală cu M1 înmulțit cu A1. Și avem un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. Dacă adunăm primele două, obținem G3 minus forța de frecare 2 este egal cu A2 pe lângă M2 plus M3. Și de aici A2 va fi G3 minus forța de frecare 2 supra M2 plus M3, adică va fi G3 30 de newtoni minus forța de frecare 2 21 de newtoni supra M2 plus M3 6 plus 3 9 kilograme. Și atunci accelerația A2 va fi 9 pe 9 1 metru pe secundă la pătrat. Să calculăm și accelerația scândurii. A1
va fi forța de frecare 2 minus forța de frecare 1 supra M1, adică va fi 21 de newton minus 12 newton supra 6 kilograme, 9 pe 6, accelerația A1, va fi deci 1,5 metri pe secundă la pătrat. Mai trebuie să găsim și tensiunea din fir. O putem găsi folosind oricare din ecuațiile de sus. Să folosim pe a doua. Tensiunea din fir este forța de frecare 2 plus M2A2. Adică este 21 de newton plus M2 este 6 kg și A2 este 1 metru pe secundă la pătrat, deci plus 6 newton, 27 de newton. Și am calculat tot ceea ce ne cere problema. Vedeți rezultatele aici. Toate aceste rezultate sunt greșite. Observați de ce? Observați cum ne putem da seama că sunt greșite. Dacă nu, vă rog să priviți acest desen pe care am reprezentat cele două accelerații pe care le-am calculat. Acum observați, scândura are accelerație mai mare decât corpul de pe ea. Lucru imposibil. Scândura se pune în mișcare pentru că există o forță de frecare între ea și corpul care se mișcă pe suprafața ei. Și atunci ea n-are cum să o ia înaintea corpului de pe suprafața ei, pentru că asta ar însemna o accelerație mai mare a scândurii. Deci rezolvarea mea, deși n-am spus nimic neadevărat și am folosit formulele în mod corect, a fost greșită. De ce? Lucrul cel mai important este să înțelegem unde și de ce am greșit. Iar greșeala este următoarea. Am făcut o presupunere fără să ne bazăm pe nimic. Am presupus că corpul 2 alunecă pe scândură, adică este în mișcare față de scândură. Am verificat dacă corpul 3 coboară, dar n-am verificat și dacă corpul 2 alunecă pe scândură sau nu. Și trebuia să verificăm acest lucru, deoarece corpul 3 poate coborâ și dacă corpul 2 nu alunecă pe scândură. Dacă vă uitați pe desen, puteți înțelege ușor că corpul 3 poate să coboare și dacă scândura împreună cu corpul de pe ea se mișcă împreună. Deci și dacă nu avem o mișcare între corpul 2 și scândură. Și dacă cele două corpuri se mișcă de parcă ar fi lipite, de parcă ar fi un singur corp. Cum puteam verifica acest lucru? Greutatea corpului 3 este mai mare decât fiecare dintre cele două forțe de frecare, e adevărat, dar nu este mai mare și decât suma lor. Cele două forțe de frecare la alunecare, însumate, îmi dau 33 de newton, mai mult decât greutatea corpului care atârnă la capătul firului. Și asta înseamnă că greutatea corpului 3 nu poate învinge amândouă forțele de frecare simultan. Așa că el va coborâ producând mișcare doar acolo unde forța de frecare la alunecare este mai mică, adică producând doar mișcarea scândurii, pentru că între scândură și suprafața pe care poate aluneca scândura avem o forță de frecare de doar 12 newton. Pe scurt, scândura va aluneca pe suprafața orizontală, dar corpul 2 nu va aluneca pe scândură. Deci, repet, greșeala a fost aceea că am folosit pentru forța de frecare dintre corpul 2 și scândură valoarea ei maximă. Forța de frecare 2, am folosit expresia mu ori n pentru a o calcula. Dar forța de frecare 2 nu va avea această valoare, valoare maximă, ci va avea o valoare mai mică, pentru că va fi o forță de frecare statică. Și forța de frecare statică poate să ia orice valoare între 0 și valoarea mu ori n.
practic poate să ia chiar o valoare un pic mai mare decât mu ori n. Am vorbit despre asta, dacă aveți nevoie de explicații suplimentare, în videoclipul frecarea statică, dar enunțul problemei noastre specifică faptul că forța de frecare statică nu poate fi mai mare decât mu ori n. În concluzie, la depistarea greșelii, vom avea o forță de frecare statică între corpul 2 și scândură și nu o forță de frecare la alunecare. Și acum să rezolvăm corect problema. Dacă corpul 2 nu alunecă pe scândură, putem considera că avem doar două corpuri, corpul 3 și ansamblul alcătuit din corpurile 1 și 2. Și atunci, forțele care ne interesează sunt desenate și putem scrie pentru cele două corpuri cele două ecuații ale principiului fundamental al dinamicii, și anume, pentru corpul 3, G3 minus T egal cu M3 ori A, avem o singură accelerație acum, toate corpurile se mișcă cu aceeași accelerație, și pentru ansamblul corpurilor 1 și 2, T minus forța de frecare 1 este egal cu M1 plus M2 înmulțit cu A. Și dacă adunăm aceste două ecuații, obținem G3 minus forța de frecare 1 este egal cu A pe lângă M1 plus M2 plus M3, și atunci accelerația va fi G3 minus forța de frecare 1 supra M1 plus M2 plus M3. Adică accelerația va fi 30 de newton minus 12 newton supra 6 plus 6 plus 3, 15 kilograme. Și accelerația sistemului va fi atunci 18 pe 15, dacă simplificăm cu 3, 6 pe 5, adică 1,2 metru pe secundă la pătrat. Putem calcula, bineînțeles, și tensiunea din fir, de pildă din a doua relație. Tensiunea din fir va fi forța de frecare 1 plus accelerația pe lângă M1 plus M2. Adică va fi 12 newton plus 1,2 metri pe secundă la pătrat înmulțit cu M1 plus M2, 6 plus 6, 12 kilograme. 12 la pătrat este 44, așa că aici am 14,4 plus 12, 26,4 newton este tensiunea din fir. Și acum problema ne cere și forța de frecare dintre corpul 2 și scândură. Aceasta nu mai este, vă amintiți, o forță de frecare la alunecare, ci este o forță de frecare statică. Și o putem calcula acum dacă ne gândim doar la unul din cele două corpuri care formează ansamblul corpurilor 1 și 2, așa cum vedeți în desen. Și acolo vedeți desenată și forța de frecare statică dintre cele două corpuri. De pildă, dacă scriu ecuația pentru scândură, atunci am forța de frecare statică pe care vreau să o calculez, minus forța de frecare 1 este egal cu M1 înmulțit cu A. Și atunci forța de frecare statică va fi forța de frecare 1 plus M1 ori A, adică va fi 12 newton plus 6 kilograme înmulțit cu 1,2, 7,2 newton. Forța de frecare statică este atunci 19,2 newton. Într-adevăr,
mai mică decât valoarea ei maximă, care se calculează prin produsul mu ori n și care era de 21 de newtoni. Și acum avem rezultatele corecte. Acestea sunt rezultatele corecte pentru problema noastră și nu cele pe care le-am găsit inițial. Concluzia, înainte de a ne apuca să rezolvăm o problemă, trebuie să fim siguri că înțelegem corect fenomenele care au loc, că știm calitativ ce se va întâmpla în condițiile problemei. Iar dacă sunt mai multe posibilități, trebuie să analizăm datele problemei ca să putem alege posibilitatea corectă. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!